Bună, sunt Maria, bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am creat acest look. Este un machiaj inspirat din anii 60, dar adaptat trendurilor actuale. Dacă vrei să vezi cum l-am obținut, rămâi cu mine. Eu mi-am aplicat deja produsele de skincare. O să mi-i aplic acum această bază de machiaj. Este de la Bobbi Brown și arată cam așa. Are o textură de cremă. Ea este de fapt o bază și cremă hidratantă în același timp. Are o textură mai groasă, dar nu este deloc grasă. Intră destul de repede în piele, hidratează foarte bine. Eu am folosit o pete normal, mixt, conține vitamina B, E, C și miroase atât de plăcut. Este cam așa, trebuie mai întâi să o încălziți puțin, după care să o aplicați pe ten. Cum vă spuneam, intră foarte repede în piele. Și catifelează tenul foarte frumos. Plus că mi se pare un avantaj faptul că are atâtea vitamine. Dacă sunteți în căutarea unui produs, unui singur produs, adică nu vreți să folosiți cremă, bază de machiaj înainte de fond de ten, vreți să folosiți un singur produs, baza aceasta mi se pare perfectă. Mi-am lăsat baza să acționeze câteva minute, iar acum o să-mi aplic fondul de ten. Pentru că am ales să fac un look care să aibă o textură mată la final, o să folosesc acest fond de ten de la Cone. Este un fond de ten longwear, are un finish mat, textura lui este foarte lejeră. Chiar dacă v-ați aștepta ca fondul de ten mat să fie mai grosuț, nu. Acoperirea este construibilă. Eu o să-mi pun puțin pe mână să vă arăt. Este cam așa. Eu am ales astăzi nuanța 1Y30. Folosesc o pensulă pentru a-l aplica. Este din setul Basic de la Leonardo, pensula de fond de ten. O să-mi iau produs pe pensulă, uniformizez foarte bine produsul, cam așa arată acum, și încep să-l aplic dinspre exterior, prin tapotare. După cum vă ziceam, acoperirea este construibilă. Dacă doriți o acoperire mai mare, îl lăsați foarte puțin și reveniți cu încă un strat. Mie îmi place foarte mult acest fond de ten, are o rezistență incredibilă. Plus că avantajul lui este că poate fi folosit pentru machiajul de zi cu zi. Bineînțeles, pentru machiajul profesional este foarte bun, dar puteți să-l folosiți și pentru machiajul de zi cu zi. Acum o să-mi aplic concealerul, bineînțeles că o să-l folosesc pe acesta de la Huda, de la Huda Beauty. Mi se pare unul dintre cele mai bune produse momentan, are acoperire foarte bună, luminează, plus că este destul de rezistent. Îl aplic cu Beauty Blenderul pentru că vreau o acoperire mai mare și o rezistență mai mare. Bineînțeles că și cu pensula puteți să obțineți o acoperire bună și în general să știți că eu aplic produsele cu pensula pentru mine și pe cliente cu burețelul, dar acum pentru că vreau o acoperire puțin mai mare, am ales să-l aplic cu Beauty Blenderul. Eu mi-am mai pus o picătură și o picătură pentru a lumina și mai mult zona aceasta, deși cred că o să aplic și o pudră care mă va ajuta în acest sens. Dacă sunteți în căutarea unui concealer foarte bun și l-ați încercat pe cel de la Tarte și vreți să încercați și altceva, chiar vă recomand acest produs. Plus că nu se strânge atât de mult în ridurile fine. Evident că se va strânge pentru că dacă nu ai riduri, nu are ce să se strângă. Dacă ai riduri, se va strânge. Dar nu așa cum se întâmplă cu alte produse. Iar acum o să-mi aplic conturul cremos. O să folosesc aceste produse de la Mal Wills. Sunt niște camuflaje. Numărul 6 și numărul 7. Aceasta este nuanța numărul 7, aceasta este nuanța numărul 6.
Eu am și un videoclip pe TikTok în care explic cum să vă aplicați conturul cremos al feței. Acum cred că o să le combin. Aceasta este o nuanță puțin cam rece, iar aceasta este o nuanță mai caldă. Pentru lucrul de astăzi aș vrea totuși o nuanță puțin mai călduță. Mi-l aplic mai întâi pe mână, încălzesc nuanța foarte bine, după care cu pensula o să-l aplic direct pe ten. Cam așa sunt. Le încălzesc foarte bine. Așa arată după ce l-a aplicat pe mână. Bineînțeles că o să urc pe frunte doar pentru a avea acest efect frumos, pentru că nu îmi place să aplic conturul doar în zona aceasta și pe frunte să nu să am diferență de nuanță. Vedeți, dacă am aplicat mai mult, întorc pensula și îl estompez. Aceasta este pensula numărul 12 de la Leonardo. Cred că deja o știți. O să o tot vedeți la mine, pentru că este o pensulă foarte bună. Este universală, puteți să aplicați conturul, fondul de ten, concealerul. Este bună și pentru produse cremoase și pentru produse fard. Nu aplic cantitate foarte mare. Îl aplic prin tapotare și revin pentru a accentua nuanța sau pentru a adăuga produs. Pe frunte îl aplic la baza părului și trag ușor de el spre rădăcină. Eu am descoperit nu de foarte mult timp aceste produse de la Malwills. Sunt niște produse foarte rezistente. O să folosesc aceeași pensulă pentru a-mi face conturul nasului. Vedeți, aplic și în această zonă, în adâncitura dintre osul nasului și ochi. La tâmple, pentru a crea efectul acesta de lifting. Dacă vi se pare că ați aplicat prea mult, veniți cu beauty blenderul sau cu pensula de fond de ten și mai estompați. Iau acum pensula de fond de ten și încerc să aduc produsele împreună, să blenduiez marginile. Acum o să-mi aplic pudra. Eu o să o folosesc pe aceasta de la Laura Mercier. Este un produs, nu știu dacă mai are nevoie de reclamă, este un produs foarte bun. Nu știu, este acel produs cu care mergi la sigur. Într-adevăr, acum au ieșit variante de pudre cu îmbunătățiri, însă aceasta rămâne preferata mea deocamdată. Am luat cam atât produs și încep să-l aplic pe toată fața și în zona unde am aplicat conturul cremos, pentru că o să revin cu conturul cu bronzerul și vreau să nu creez pete. Sau să nu risc să creez pete, nu neapărat creați pete dacă ați aplicat înainte conturul cremos, dacă știți cum să le aplicați și să folosiți pensula potrivită. Pentru zona de sub ochi o să iau o altă pensulă. Mă asigur că nu s-a strâns anticearcă, nu vedeți? Aproape că nu s-a strâns deloc. Dar eu, ca să fiu 100% sigură, o să verific. Am luat pensula de la Leonardo numărul 8 și aplic foarte puțin, pentru că aici cred că o să mi-aplic o pudră care pentru a-mi lumina zona mai mult. Deci aplic o cantitate foarte mică. Inițial aplic prin tapotare, după care pot să fac mișcările acestea de ușoară tragere.
aplic puțin și pe nas. Acum o să-mi aplic bronzerul. Îl folosesc pe acesta de la Danes Beauty. Este un produs foarte pigmentat. Dar, în schimb, să știți că este un produs foarte bun, nu creează pete. Uitați cât de mare este. Practic este cât palma mea. Folosesc pensula de la Leonardo numărul 3. Încep să-mi aplic prin tapotare. Eu iau produs foarte puțin și las surplusul și pe mână. Nu fac mișcări circulare. Iau pur și simplu produs așa, produs așa și mă asigur că las surplusul pe mână. Și practic aplic bronzerul în locurile în care am aplicat și conturul cremos. Produsele de la Danes Beauty, să știți că sunt niște produse foarte bune. Plus că raportul calitate-cantitate-preț este foarte bun. Nu știu dacă deocamdată mai găsiți un astfel de raport pe piață, la fel de bun. Și cam atât o să-mi aplic. Acum o să-mi fac sprâncenele. Folosesc gelul de la Benefit. Probabil că deja îl știți. Mai întâi mă asigur că îmi iau produsul pe care l-am pus. Le curăț foarte bine. După care revin cu gelul de la Benefit. Vă spuneam și în videoclipul anterior că am pe TikTok și pe Instagram un mini tutorial în care explic cum se folosește acest gel de la Benefit. Nu o să le dau efectul de laminare. Pur și simplu o să le ridic foarte puțin. Acest gel de la Benefit este la fel, un produs cu care mergi la sigur. Dacă nu știi ce să folosești și nu vrei să riști, acesta este produsul perfect. Doar că trebuie să vă mișcați puțin mai repede cu el pentru că se usucă destul de repede. Iar acum o să folosesc aceste două carioși de la NYX. Sunt în nuanța blond și ash brown. Mi se potrivește mai mult blond, dar pentru că vreau să le dau o nuanță puțin mai închisă, o să folosesc și ash brown. Și pur și simplu umplu golurile acolo unde este nevoie. Dacă mi se pare că am depășit puțin sau am nevoie de vreo mică corecție, folosesc camuflajul numărul 3 de la Malwills. Este acesta. Este bun pentru astfel de corecții. Eu special pentru asta am achiziționat, pentru a face mici corecții. Folosesc pensula numărul 59 de la Leonardo. Este o pensulă special pentru a fi folosită la texturile cremoase. Și revin ușor acolo unde simt că este nevoie. La fel, dacă ați făcut o nuanță mai închisă în sprâncenele, puteți să veniți cu acest produs peste ele și să adăugați ușor și le mai deschideți. Și cred că atât, nu vreau să insist foarte mult asupra sprâncenelor. Iar acum o să trecem la machiajul ochilor. O să folosesc același camuflaj numărul 3 de la Malwills. Voi puteți să folosiți concealerul sau o altă bază de machiaj. O să aplic și pe la baza genelor inferioare. Asta va oferi o rezistență mult mai mare fardului sau oricărui alt produs pe care îl aplicați. Nu aplic foarte mult, o cantitate destul de mică.
Eu de obicei aplic concealerul pe post de bază, însă fiindcă acum am avut la îndemână acest produs, îl folosesc tot pe el. Pentru machiajul ochilor o să folosesc paleta aceasta de la Danes Beauty. După cum vă spuneam, mie îmi plac produsele de la Danes Beauty. Este o paletă cu nuanțe destul de pigmentate. Este prăfoasă, dar nu acel gen de far prăfos care să pice. Are atât farduri mate cât și sidefate. Eu o să iau acum nuanța aceasta deschisă și o să o aplic pe ploapa superioară, dar spre interiorul ploapei. De fapt, o să o combin. Este mult prea albă aceasta. O aplic pe aceasta albă și aceasta mai cremă. Și o aplic în colțul interior, puțin pe ploapă. Folosesc o pensulă plată. Este pensula numărul 64 de la Leonardo. Puțin în față și sub sprâncene. Voi puteți să folosiți orice altă paletă de farduri. Dacă aveți aceste două nuanțe, nu trebuie să folosiți aceleași produse pe care eu le am. Eu le folosesc pe ale mele, voi le folosiți pe ale voastre. Important este să aveți cam aceleași nuanțe pentru a obține aproximativ același look. Iar acum o să folosesc un creion maro. Îl folosesc pe acesta de la Leonardo, numărul 102. L-am ales pe acesta pentru că nu vreau un creion de nuanță închisă. Alte opțiuni mai găsiți la Boysenberry's, creioane foarte bune. Cupio, însă cu acela de la Cupio trebuie să lucrați foarte repede pentru că se usucă. Eu o să mi-l aplic pe linia apei, cât și la baza genelor. Și între gene. Pe linia apei superioare. Pe la baza genelor. Și urc foarte puțin cu el. Și cu o pensulă din aceasta de tip creion, de la Leonardo, numărul 31, vin să blenduiesc ușor creionul. Fac același lucru și pe ploapa inferioară. Încerc să nu depășesc colțul exterior sau, dacă o fac, să creez o linie ascendentă. Iar acum, în funcție de intensitatea pe care vă doriți, mai aplicați creion, mai blenduiți sau veniți direct cu fardul pe care și eu urmează să îl aplic. Acum ține de gusturi, eu deocamdată o să rămân la această intensitate și dacă simt că mai este cazul, o să mai revin puțin. Încerc să trag de produs în sus. Pentru că eu am ploapa deja ușor lăsată și nu aș vrea să creez efectul de ploapă și mai lăsată. Iar acum revin la paletă, iau aceste două nuanțe, le combin și revin peste creionul pe care deja l-am aplicat, blenduiesc atât pe ploapa inferioară cât și pe ploapa superioară. Cu privirea în față, trag de produs spre exterior. Dacă vi se pare că ați creat linii nedorite, sau pentru a crea această direcție ascendentă, luați pensula cu care ați aplicat concealerul sau baza și pur și simplu faceți mici corecții. Acum, pentru că aș dori totuși o intensitate puțin mai mare, o să iau fardul negru de aici, dar foarte puțin. Și o să-mi aplic la baza genelor în colțul exterior.
după cum vă ziceam, este destul de pigmentată. Dacă vi se pare că a spus prea mult, luați o pensulă de blending și blenduiți ușor. După cum spuneam, ține de gusturi. Dacă vă place să creați un efect mai intens al ochilor, atunci puteți să aplicați mai mult fard negru. Rămân la această intensitate și dacă este cazul, mai revin. Acum o să iau o pensulă de tip creion, mai micuță, cum este aceasta. Este de la Morphe, nu are număr. Iar acum o să iau această nuanță și o să o aplic în pliu. Aveți nevoie de o pensulă de tip creion micuță. Și pentru că mi se pare puțin cam călduță nuanța, o să revin cu pensula cu care am aplicat ultima nuanță închisă pe ploapă și o să revin ușor cu ea. Doar cu ce mi-a rămas pe pensulă, nu mai adaug produs, pentru că aș dori să definez puțin mai mult această zonă. Pentru că mi se pare că am aplicat puțin fard maro, revin cu pensula de concealer și mai stompez puțin pentru a redefini această zonă. Am luat această nuanță și am revenit în pliu cu ea. Voi puteți să vă jucați acum cu culorile și să faceți acest machiaj cât de intens simțiți că vă este confortabil. Și să-l adaptați, bineînțeles, după gusturile voastre. Trag ușor spre exterior, doar cu ce-mi rămâne pe pensulă. Revin cu pensula mare cu care am aplicat în pliu. Nu mai am deloc produs adăugat, fiind doar să blenduiesc cât mai bine. Tot secretul este în a blendui culorile foarte bine pentru a nu avea linii sau delimitări. Pur și simplu mă joc ușor cu nuanțele și adaug treptat intensitate. Și cred că o să mă opresc, o să-mi aplic mascara și dacă simt nevoia de mai mult, mai revin cu încă puțin fard după ce mi-aplic mascara. O să folosesc crimerul acesta de la MAC. Eu am o metodă de a aplica rimelul. Prima dată mi-l aplic doar la baza genelor, nu vin cu produsul pe vârful acestora. După care aplic un al doilea strat și urc puțin cu produsul pe toată suprafața genelor, iar la final revin doar pe vârfurile acestora. Între aplicări las câteva secunde să se usuce produsul. Astfel mi se pare că ofer volum cât și alungire genelor. Iar acum după ce am aplicat rimelul, o să mai revin puțin în pliu cu aceeași nuanță mai închisă, aceasta de aici. Iar acum o să iau nuanța închisă și cu aceeași pensulă și o să revin puțin la baza genelor.
Iar acum iau pensula aceasta mare și blenduiesc ușor totul. Însă nu foarte mult, pentru că vreau să rămână acest efect puțin mai hașurat. O să-mi aplic blush. De fapt, nu știu dacă o să-mi aplic neapărat un blush. Cred că o să folosesc acest far de contur de la Hoola. Mi se pare potrivit pe post de blush acum. Iau pensula cu care am aplicat și bronzerul și o să aplic foarte, foarte puțin produs. Mie îmi place să folosesc acest produs de la Hoola pe post de blush când creez astfel de lucruri. Iar pe post de iluminator o să folosesc această paletă de la Marc Uirlen și folosesc nuanța aceasta. Este o pudră ușor satinată pe care de obicei o folosesc pe post de iluminator la persoanele cu ten matur sau pentru zona aceasta de sub ochi, pentru că are aceste irizații finuțe. Nu simt nevoia să folosesc neapărat iluminator, dar totuși aș dori să aplic ceva pe pomeți. Folosesc pensula aceasta de tip Evantai de la Kylie, numărul 16. Și o să iau foarte puțin produs și îl aplic în această zonă. Îl aplic unde, în mod normal, aș aplica iluminatorul. Acum o să aplic în zona de sub ochi o pudră. Vă ziceam că o să revin cu o pudră care să-mi ilumineze puțin mai mult zona. O să o folosesc pe aceasta de la Fenty. Este nuanța 120. De obicei foloseam pudra de la MAC, pudra minerală, în nuanța Light sau Light Plus. Însă am achiziționat-o pe aceasta să văd cum este și îmi place destul de mult. Foarte puțin, puteți să folosiți orice altă pudră care are efectul acesta de a lumina. Dacă folosiți pudra translucidă și are deja acest efect, nu este cazul să mai folosiți o altă pudră. Iar acum pentru buze, o să folosesc acest creion de la Rimmel London. Este nuanța 705 Cappuccino. Și rujul de la MAC în nuanța Honey Love. Și încep cu aplicarea acestuia pe buza superioară. Depășesc foarte puțin conturul natural. Iar acum o să-mi aplic rujul de la MAC în nuanța Honey Love. Pot spune că aceasta este combinația mea preferată. Iar acum o să folosesc acest spray de la Milk. Nu-l folosesc neapărat pentru a seta machiajul, ci pentru a aduce toate texturile împreună. Înainte să-l folosiți, trebuie să-l agitați foarte bine. Și acesta este rezultatul final. Sper că v-a plăcut. Dacă doriți să vedeți și alte tutoriale realizate de către mine, nu uitați să dați subscribe. De altfel, mă găsiți și pe Facebook, Instagram sau TikTok. Acest look puteți să-l creați și voi acasă. Este un look inspirat din anii 60, însă adaptat. Mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!